La Kiev începe forumul de securitate, unde va participa și prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip. Participanții vor aborda mai multe subiecte care vizează provocările la adresa securității regionale și europene, situația actuală din regiune, conflictele prelungite, dar și importanța dialogului în soluționarea acestora. În vizita sa din Ucraina, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu președintele ucrainean Petro Poroșenko, dar și cu premierul Volodymyr Groisman. Vizita sa se va încheia cu semnarea două documente de cooperare în domeniul transportului aerian și al transportului auto.